Cu toții cunoaștem strânsa legătură pe care județul Mehedinți o are cu Turcia, iar de-a lungul timpului atât autoritățile județene cât și cele locale au depus toate eforturile pentru păstrarea acesteia. Astfel, reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți și ai primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin au avut parte de o vizită importantă din partea ambasadorului Republicii Turcia în România. Cu ocazia împlinirii a 10 ani de parteneriat strategic încheiat între România și Turcia, ambasadorul Republicii Turcia în România, alături de câțiva membri din Consiliul de Conducere al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din România, au făcut o vizită oficială în județul Mehedinți. Mă bucur să vizitez Drobeta Turnu Severin. Mulțumesc mult pentru imprimire caldă. Mă bucur să te cunosc. Întâlnirea a avut loc la sediul Consiliului Județean Mehedinți. Discuțiile purtându-se în prezența președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vicepreședintelui Ionică Negru, cât și administratorului public al județului Codruța Rogoveanu. Am alături de mine pe primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, de asemenea pe colegii mei, cei doi vicepreședinți ai Consiliului și administratorul public, de asemenea și pe viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin. Din respect pentru dumneavoastră, pentru intențiile dumneavoastră, am considerat că județul nostru trebuie să fie reprezentat la acest nivel de președinte al Consiliului Județean, primar și colegii noștri din cele două instituții. Legăturile dintre județul nostru și Turcia sunt vechi, strânse și sunt pe multiple planuri. Pe de o parte, istoria ne leagă, cu bune și cu rele, dar ne leagă, istoria este veche, sunt destule evenimente de-a lungul istoriei noastre, de-a lungul istoriei Turciei, în care cele două popoare ale noastre s-au intersectat. De asemenea, din partea autorităților locale ale municipiului Drobeta Turnu Severin, a participat primarul Marius Creciu alături de viceprimarul Daniel Cârjan. A existat în trecut o puternică comunitate turcă, din păcate ea a scăzut de la an la an, dar nimic nu ne împiedică să reluăm legăturile, să încercăm să punem bazele unei noi colaborări. E important că au venit cu dumneavoastră și reprezentanții oamenilor de afaceri. Turnu Severin este un oraș pregătit pentru noi investiții. Sunt create toate condițiile să putem să conlucrăm. Și îmi doresc ca această vizită să aibă relevanță, să fie o vizită urmată și de lucruri bune și importante pentru cele două comunități. Discuțiile din această dimineață au avut ca temă punerea în valoare a potențialului turistic al rămășițelor cetății strămutate de pe insula Adakaleh, pe insula Shimian. De asemenea, s-au purtat discuții și în plan economic, alături de membrii Asociației Oamenilor de Afaceri Turci în regiune. Turnu Severin'i ziyaretimin ve bu temaslarımızın çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Consider că vizita și discuțiile din această dimineață cu reprezentanții autorităților din Mehedinți și Drobeta Turnu Severin au fost foarte benefice. Türkiye ile Romanya arasında köklü ortak tarihe dayanan çok güçlü ilişkilerimiz var her alanda. În toate domeniile avem relații foarte bune între Turcia și România, consolidate pe o legătură istorică comună. Turcia și România, bölgede yakın dost, iki müttefik ve her alanda işbirliğini geliştiren iki ülke. Turcia și România sunt două țări prietene, aliate și parteneri în regiune. Bugünkü görüşmemizde bu işbirliğini Turnu Severin'de güçlendirebilmek için neler yapılabileceği konusunda oldu.
Discuția din această dimineață a avut în centru posibilitățile de colaborare între Turcia și România la nivelul instituțiilor de aici. Kültürel alanda, ortak tarihi mirasımız alanında, Adakale'nin mirasının bu bölgede yaşatılabilmesi alanında yapılabilecek işbirliği projelerini görüştük. Am discutat despre oportunitățile de cooperare privind readucerea la viață, dacă pot spune așa, a memoriei a ceea ce a fost Adakale și a moștenirii istorice pe care ne-a lăsat-o. Ekonomik alanda da Türk iş insanlarının bölgede faaliyetlerini nasıl artırabilecekleri imkanlar ve yapılabilecekler üzerinde durduk. Am discutat de asemenea oportunitățile de dezvoltare a cooperării economice în regiune alături de cei de la Asociația Oamenilor de Afaceri Turci. Buradaki işbirliği, ekonomik işbirliği fırsatlarını da Türkiye'deki iş camiamıza duyuracağız. Hem büyükelçiliğimiz olarak hem iş insanlarımız TİAP gerekli temaslarda bulunacaklar. Atât la nivelul ambasadei noastre, cât și prin intermediul Asociației Oamenilor de Afaceri Turci, vom transmite aceste, vom transmite informații despre aceste oportunități de colaborare economică în mediul oamenilor de afaceri turci din Turcia. Bugünkü tanışma ve yararlı görüşmelerimizden sonra işbirliğini sürdürmek konusunda ben de isteğimizi bildirmek istiyorum. În încheierea discuțiilor din această dimineață vreau să transmit toată deschiderea pentru aprofundarea parteneriatului nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, își dorește ca în urma discuțiilor purtate cu ambasadorul Republicii Turcia în România să se realizeze investiții importante în județul nostru. Astăzi am avut la sediul Consiliului Județean o vizită deosebit de importantă, în sensul că am fost vizitați de către excelența sa, doamna ambasador al Turciei, însoțită de o delegație semnificativă de oameni de afaceri din Turcia, dar care au afaceri și în România, reprezentată la cel mai înalt nivel prin președintele Asociației de Afaceri Oamenilor de Afaceri Turci. Eu cred că discuțiile au fost foarte importante, sper să se concretizeze în perioada următoare prin investiții pe care le vor face în județul nostru. De asemenea, reprezentanții Consiliului Județean își doresc să încheie un parteneriat pentru a pune în valoare cetatea Adakale. Noi sperăm, cei de la Consiliul Județean Mehedinți, să încheiem și un parteneriat pentru a pune împreună în valoare cetatea Adakale, nu numai beneficiind de fonduri europene, pentru că vom pune cerere de finanțare pe fonduri europene pentru a reabilita această cetate, acest monument istoric deosebit de important pentru noi și nu numai, dar beneficiind și de fonduri din partea comunității turce, așa cum spuneam, printr-un parteneriat pe care îl vom încheia în viitor. Am convenit împreună cu excelența sa, doamna ambasador, și cu președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci, ca în perioada următoare, după sărbători, să fac o vizită la ambasada Turciei pentru a face următorul pas în aceste demersuri comune și proiecte comune pe care ni le propunem să le implementăm în interesul cetățenilor județului Mehedinți. Drobeta Turnu-Severin are o legătură strânsă cu Republica Turcia, întrucât găzduiește una dintre cele mai mari comunități turce din România. Investitorii turci sunt dispuși să investească în municipiul nostru, întrucât primarul Marius Creciu oferă toate facilitățile pentru aceștia. Ne leagă foarte multe lucruri de Turcia, știm foarte bine, comunitatea turcă din municipiu, insula Adakale, dar în același timp și pe zona economică, oamenii investitorii turci și oamenii de afaceri turci sunt dispuși să vină și să investească în Drobeta Turnu-Severin. Încercăm să le asigurăm toate condițiile, este important și pentru noi ca oraș să primim noi investitori și să crească numărul
celor care vor să investească în municipiul nostru. La sfârșitul discuțiilor, cele două părți și-au oferit în mod simbolic cadouri constând în materiale informative, cu municipiul și județul nostru primind la schimb daruri similare din țara prietenă. De asemenea, reprezentanții autorităților locale și județene i-au invitat pe membrii delegației turce într-un mic periplu la pas pe străzile Severinului, până la clădirea emblematică a orașului, renumitul Castel de Apă. Județul Mehedinți are o bogată încărcătură istorică și culturală, care a fost promovată de-a lungul timpului cu ajutorul reprezentanților autorităților județene și locale.